mai uităm la câteva faze cu Marius Avram. Începem cu cea de mai devreme, din păcate nu avem o reluare pe transmisie, cu acea împingere din Careu. Te rog, Marius, ia să vedem. Da, avem un singur cadru pe care îl avem disponibil în momentul de față. Faza s-a petrecut în minutul 55, când Irobis o pătrunde în lateral și exact în momentul șutului este împins din spatele de către Marius Constantin cu brațul. Observăm că brațul lui Marius Constantin este întins și lucrul ăsta îl dezechilibrează un pic pe Irobiso exact în momentul în care se pregătea să șuteze. Trebuie să ținem cont de faptul că instrucțiunile pe care le-au primit arbitrii, așa cum spuneam și mai devreme, sunt ca la genul acesta de fază, la care nu este o împingere atât de puternică încât să-l facă să cadă, o împingere care să-l dărâme efectiv, arbitrii să lase jocul să curgă, considerându-se că face parte, o împingere aceasta face parte din categoria împingerilor ușoare, care se pot încadra ca fotbal, ca fotbalul fiind un sport bărbătesc, un sport de contact. Putem fi sau nu de acord cu aceste instrucțiuni pe care arbitrii le primesc. Nici exact. Eu. Foarte multă lume nu este de acord. Deci am suntem trei aici. Exact. Ceea ce pentru mine este clar este că arbitrii le-au aplicat, așa cum am văzut și în Champions League. Arbitrii din cabinele VAR, din Video Operating Room, nu au intervenit, deci niciunul la fazele de genul acesta, lucru care ne spune că ei le aplică și probabil, ușor, ușor cu timpul, dacă vor fi acceptate genul acesta de faze, ne vom obișnui cu ele și vom considera și noi că jocul continuă. Este normal ca acum să existe oarecare reticență, pentru că suntem obișnuiți ca la genul ăsta de împingeri să se fluiere. Iar ceea ce pentru mine pare... Iartă-mă, reticența cea mai mare ar trebui să vină de la atacanți. Ceea ce pentru mine pare un pic ciudat este faptul că aceeași fază se fluieră totuși în altă zonă a terenului sau dacă ar fi fost un fundaș împins, arbitru imediat ar fi intervenit cu fluierul, în schimb, în suprafața de pedeapsă adversă, gen penalti, nu se mai fluieră. Dar lucrul ăsta l-au explicat cei de la UEFA spunând că din punct de vedere tehnic, sancțiunea maximă este lovitura de la 11 metri și din punct de vedere disciplinar, cartonașul roșu. Pentru a lua aceste decizii, fazele trebuie să fie foarte, foarte clare și niciun fel discutabile și genul acesta de faze li s-a recomandat să le lase să continue. Da. Bun. Hai să ne mai uităm pe parte câteva faze. Botoșani, din Botoșani-Mioveni avem o fază în minutul 86 când Mioveni primește un penalti. Da, a fost Andrei Chivulete la acest meci. Avem o fază clasică în care doi jucători se îndreaptă către minge, în acest caz atacantul și portarul. Iar unul dintre ei o lovește, celălalt își lovește adversarul. Eu spun că decizia luată de Chivulete este cea corectă. Portarul intră, dacă vedeți, cu brațul în adversar și îl lovește destul de puternic. Atacantul reușește să ciupească mingea, nu chiar cu brațul, cu corpul un pic în lateral își lovește adversarul, lucru care duce la decizia luată de arbitru de a-l acorda lovitură de la 11 metri. Decizie corectă, de altfel ăsta a fost și golul egalizator din acest meci și care s-a terminat până la urmă 1-1. Deci e clar că decizia a fost corectă. Mergem la Craiova cu UTA. La Craiova UTA avem două faze unde a fost Popa Cătălin. Avem un posibil hands în minutul 18 în care, după cum observați, este un șut către poartă respins de către unul dintre fundașii Craiovei. Putem observa aici că acest jucător are cele două brațe în poziții cât de cât diferite. Are brațul drept întins în lateral, mărindu-și în acest fel suprafața corpului. Eu îl întind pe cel stâng în cazul ăsta pentru că nu am cum. Dar mingea nu-i vine în acel braț pe care l-are depărtat, ci vine în celălalt pe care l-are apropiat de abdomen. Uh-huh. Și din reloile din spatele porții se vede foarte clar că mingea vine undeva în brațul pe care l-are strâns la burtă. În felul acesta nu putem vorbi de mărirea suprafeței corpului sau de alte criterii care se ducă către acordarea loviturii de la 11 metri. Acesta este motivul și pentru care cei din cabina VAR nu au intervenit și au lăsat jocul să continue. Și mai avem o fază aici. Mai avem o fază aici, în minutul 92, în care UTA a cerut lovitura de la 11 metri pe finalul partidei. Scorul era 2-1, deci vă dați seama, foarte tensionată situația. Este o fază la care am căutat și m-am uitat cu mare atenție la toate reluările. Și trebuie să vă spun că, fiind vorba de o aglomerare atât de mare de jucători acolo, nu este foarte clar dacă ceea ce a făcut portarul este într-adevăr suficient să-i provoace căderea jucătorului, dacă el, prin faptul că se întinde acolo cu brațul, îi provoacă sau nu căderea, sau doar îl atinge pe picior, lucru care ar însemna că nu este penalti. În situațiile în care nu avem reluări care să ne fie de ajuns, care să fie concludente, pentru a putea determina dacă a fost cu adevărat un penalti sau nu, de obicei eu prefer să dau credit arbitrului și să spun că a luat decizia corectă în teren. Mi se pare, Marius, iartă-mă, da. Există o reluare din spate care mi se pare cea mai relevantă. Aceea e cea mai clară, să spunem. Și aflu că
Cei din VAR n-au avut acea reluare. Deși eu am văzut-o și aseară pe transmisie. Sau după. Mi-e greu să cred că n-au avut-o, pentru că ei, pe lângă faptul că au un ecran unde urmăresc meciul live... asta este reluarea. Da. Și că... Aici portarul întinde mâna, da, întinde brațul către piciorul adversarului și îl atinge undeva în zona genunchiului... superioară genunchiului. Exact, în zona superioară a genunchiului. Întrebarea este dacă această atingere este doar o atingere sau el îl ține, îi trage piciorul cu intensitate, lucru care să-i provoace sau nu căderea. Pentru că dacă se mai atingă acolo în spravața de pedeapsă, asta e, s-a atins. Sau atacantul a simțit o atingere în acea zonă și a exagerat el un contact ușor. Până la urmă, mie personal mi-este foarte greu să-mi dau seama pe aceste reluări de intensitatea contactului dintre brațul portarului și piciorul atacantului. Da, din informațiile mele, în VAR aveau 8 camere și asta a fost a noua cameră. Da, scuze-mă că râd, dar să știi că ei totuși aveau și transmisiunea live. Deci ei pe unul dintre ecrane au ceea ce vedem cu toții la televizor. Da, dar bănuiesc că totuși e destul de dificil. Te uiți pe 8 camere sau, mă rog, pe câteva relevante, că nu toate sunt relevante la toate fazele. Ai camere și în partea cealaltă a terenului și nu neapărat insiști pe alea. Și totuși e greu să te mai uiți și la transmisie exact în momentul în care se dă reluarea asta. Da. Să știi că la această fază, dacă arbitrul ar fi decis lovitură de la 11 metri, nu se băga ar fi fost contrazis absolut deloc, da. Și nici eu n-aș fi putut să spun nu a luat decizia corectă. Deci, da, până încă la urmă, nu e foarte evident. Deși cei de la UTA consideră că e evident. Am văzut declarațiile de după. Eu, văzând reluarea din spate, zic și eu că acea mână a portarului e destul de hotărât așa. Eu văd, da, că atacantul până la urmă mai face și un gest cu piciorul. Ceea ce e clar este că portarul totuși se expune. El nu avea ce să caute să țară cu mâna acolo. El se expune într-un fel și se expune unui risc ca arbitru să acorde, da, penalti în faza asta. Doar că nu l-a acordat. Doar că nu l-a acordat. N-a văzut. N-a văzut, adică, nu știu dacă poate fi acuzat atât de... Nu, fiind o aglomerare atât de mare de jucători, e foarte greu să fii chiar în unghiul perfect în momentul acela. Trebuie ca arbitru să fii un pic pe vârfuri și permanent să te miști pentru a-ți căuta unghiul ideal. Popa, Cătălin nu e genul de arbitru care să fie permanent în mișcare, da? E un pic mai static și era și minutul 92, poate era și un pic obosit, dar ceea ce vreau să spun e că are circumstanțe atenuante, având în vedere că acolo erau practic ambele echipe comasate pe o suprafață foarte mică și atunci e greu să vezi din toate unghiurile. Tu dacă erai în VAR nu interveneai, nu? Pe aceste relori nu. Bun. Hai să ne mai uităm la ceva din fotbalul extern din Spania, Barcelona-Valencia. Da. A dorit să intervină domnul Adrian Porumboiu. Bună seara, domnule Porumboiu. Bună seara. Vă avertizez că avem, da, foarte puțin telegrafic timp, că începe meciul. Telegrafic. De parte de mine, gând de a purta o polemică cu Marius. Așa. Chiar îl respect și l-am apreciat ca arbitru. Numai că nu înțeleg. Vin niște lucruri care se prezintă, care nu sunt scrise în regulament. Niște recomandări care a trebuit să fie pe baza, mă rog, regulamentului, textul regulii jocului. Eu n-am auzit de contact minor, n-am auzit de contact major. Deci fazele de care sunt prezentate, începând cu cea cu Marius Constantin, cu jucătorul, da, de la Petrol, este 11 metri. El folosește o forță disproporționată și practic o scoate după traiectorie cu mâna stângă. Nu e un atac umăr la umăr. Atacul umăr la umăr este regulamentar. Dincolo, la Craiova, dacă o vedeți cum portarul, mă rog, atinge minor, contact minor, nu, îl faultează, îl lovește cu mâna pe picior. Deci este și îl scoate și uitați-vă căderea atacantului de la UTA, care este o cădere urmarea unui fault. Cu picioarele desfăcute, urmăriți să vedeți cum cade. Da, am urmărit, domnul Pormă. Este clar 11 metri. Adică, ce spuneți dumneavoastră este că or fi recomandări, dar nu sunt în... Păi regulamente, regulile jocului. Sunt recomandări cum să mâncăm și măceșe cu vermișor. Da, eu vorbesc aici clar și vorbesc de textul regulilor jocului. Uitați portarul cum se duce cu piciorul și cum cade, cum îi apucă piciorul atacantului. Nu sunt probleme. Ca, de exemplu, și la faza care, mă rog, Barcelona, mă rog, da, din campionatul străin, din campionatul spaniol, ceea ce a fost este 11 metri clar. De unde scoatem cu contact minor? Scrie undeva de contact? Sunt niște recomandări pe care le dă Brosetic, Polina, dar ele sunt în afara textului jocului, că, ia uitați,
ce să-i mai fac acolo, nu? Deci nu sunt. Asta e părerea mea. Părerea mare. Nu, domnul Porumboiu, nu e, în niciun caz nu era vorba de polemică cu mine, pentru că instrucțiunile astea le-a transmis Rossetti către arbitri, nu eu le transmit arbitrilor, eu le transmit Rossetti telespectatorilor, ca să înțeleagă de ce arbitrii în situațiile astea, în Liga Campionilor și în campionatul nostru mai nou, nu iau măsurile pe care noi toți ne așteptăm să le ia, de exemplu. Cu tot dragul, dacă îmi permiteți. Încă 30 de secunde, domnul Porumboiu, vă rog. Rossetti a debutat ca arbitru internațional cu mine observator de arbitru la un meci Barcelona cu Bayer Leverkusen. Rossetti nu poate să spună altceva în afara deciziilor International Board, care sunt foarte clare, nu s-a modificat. Dacă apare cumva în textul regulilor de joc contact minor sau contact major, e altceva, dar Rossetti nu poate să dea indicații după cum vrea el, Rossetti. Și nici Polina. Deci sunt niște recomandări, că și cu Hensurile s-au făcut o mie, nu mai știi când e Hensul ca la volei, dar mă rog. Da, mulțumesc mult, trebuie să ne oprim aici, domnul Porumboiu. Mulțumesc mult pentru intervenție. Da, vezi, este reticența... E foarte bine că există controverse, eu mă bucur că există. Are dreptate. Știi că e concluzia? Da. Că arbitrii buni, foști arbitrii buni, le recomand acum arbitrilor să fie slabi. Să ia decizii ciudate, strani. Da. Astea sunt niște stranietăți. Aici vorbim de Rossetti, da? Da, sau, mă rog, de Colina, politica UEFA sau FIFA. Și sunt la un nivel înalt și învață pe arbitrii să ia decizii proaste. Și nu numai pe arbitri, a spus-o și în conferință de presă. Deci l-a spus-o în conferință de presă, Rossetti, nu vrem penaltiuri soft și asta o să le cerem arbitrilor noștri. Vezi? Nu scrie în regulament.